Salutare tuturor! Prieteni, doar ce am ieșit și eu din casă, am stat toată ziua în cameră la aer condiționat pentru că afară e jale. E nebunie mare. Deci am simțit astăzi că mă sufoc. Nu știu, am o stare așa nașpa. Și am ieșit din casă pentru că prieteni stau și mă gândesc la iundileau, mă perpelez toată ziua și am venit să discut cu patroana o problemă mare. Patroana, auzi ce m-am gândit. Știi că Marian a zis că i-a cumpărat o rulotă lui Iondileu? De dormenia? Nu crezi că e bine să fac o faptă bună până la capăt și să trimită rulota la Strehaia ca să o aibă eu înainte să doarmă în ea? Așa trebuie. Că n-are unde să doarmă? Dai, dăm o cameră noi. Ce cameră, patroană, că face pe el, n-ai văzut? Ce rulotă? Lui Ion zic să trimită Marian rulota aia. Care zice că i-a cumpărat-o, că tot a cumpărat-o. Măcar să facă fapta până la capăt. Încă n-am postat vlogul cu Adida și-l postez acum să exportează. Unde îi dăm o cameră noi? Păi n-avem, tocmai de asta, să ne trimită Maria rulota. Dar unde? Numărul lui Bill, să vorbesc și eu cu el. Nu am numărul lui Bill, l-am sunat pe Facebook, nu răspunde. Clipul, da. Nu e o idee bună cu rulota. E bună, dar trebuie să o dă ăla. Păi poate o dă, dacă tot a făcut o faptă bună și a cumpărat-o pentru el și o punem undeva pe aici. Mâncare, o parcăm aici. Mâncare. Păi nu? Deci de ce să ducem mâncare dacă el nu vrea să ia niciodată? Dă-mi prelungitor acolo, acum îl vă filmată. Ce prelungitor? Pe aici acolo sus, da. Sunt numai fire pe aici, numai nebunii. De bata, poate ia curentul aici. Cine? La firele astea. Ah. Deci nu mă înțeleg cu patroana cu rilota. Și cum te mai simți astăzi, patroană? Nu prea mă sunt bine, uite, de aia nu mă duc să-mi la forme. De la căldură și noi. Nu pot, mi-e rău. E prea cald, las. Ce faci, Ursule? A? Scaunul ăsta ce-a pățit? Care? Ursule, lasă, nu mai arăta gunoaiele, Aline, nu mai arăta. Scaunul ăsta ce-a pățit? Arăți gunoaiele la mine, la tine, la mine. Tu te arată la tine, după casă. Eu am gunoaie după casă. Hai, ia de pe mamă ta să facă. Eu n-am niciun gunoi. Cea mai tare fază, știi care e? Ultimul ei vlog e cum stă Georgiana și ursul cu farfuriile la cap și ce mizerie e la ursul și la Georgiana. Dar când filmez aia, nu arăta gunoiele. Păi și-a arătat scaunul. Aline, tu te lasă-mă în pace. Gata, patron, am plecat. Măi, prieteni, deci eu mai devreme vorbeam foarte serios cu faza cu rulota. Pentru că tot a cumpărat Maria rulota, nu mai are ce face cu ea și cel mai bine ar fi să o dea aici ca să stea Iondileu. Nu știu, acum știu că e supărat Marian pe el, dar tot a făcut o faptă bună să o facă până la capăt, că oricum nu mai are ce să fac cu rulota aia. Și pe Ion, uitați-vă și voi, când o veni acasă, nu avem unde să-l pune să doarmă. Aline? Da. Păi stai... Nu, stai puțin, că a venit cineva să vorbesc cu el. Hai că revenim. Gata, prieteni, am plecat de acasă. Venise cineva la mine, îmi cer scuze. Ține, Mihai, să mă filmezi pe mine și a trebuit să pun pauză ca să discut cu aceeași persoană. Deci, prieteni, cum spuneam, astăzi m-am simțit foarte rău, să reluăm discuția. M-am simțit foarte rău și astăzi și ieri și alaltă. Nu știu, mă simt așa obosit, nu știu cum să vă spun. Sunt așa terminat, nu știu cum să zic. De la căldura asta mă simt așa sufocat, parcă n-am aer. Și am ieșit acum în percoare afară cu Miha, dăm două trei ture cu mașina pentru că, nu știu, simt că mai îmi revin așa la aer condiționat. În cameră, într-adevăr, a fost mai bine de la aer, pentru că am pornit aer condiționat și a fost mai ok. Dar totuși nu știu ce se întâmplă cu mine. În fine, prieteni, să revenim la problema cu Ion și cu Marian. Deci tot am văzut, m-am uitat și de curiozitate, am venit în comentarii la live-urile lui Marian în legătură cu Ion. Că i-a cumpărat o rulotă, am înțeles. Că nu știu ce, că nu știu cum. Și că acum nu are ce să mai facă cu rulota, că nu știu ce, deci se plâng că nu are ce să fac cu ea. Problema este că am spus, dacă tot a făcut o faptă bună pentru Ion și totuși a zis că a făcut, că nu știu ce, că nu știu cum. Părerea mea este că să facă fapta asta bună până la capăt și să aducă rulota la Strehaia la noi la șatră, să o punem acolo în curte ca să doarmă Ion în ea. Pentru că noi nu avem cameră să-i dăm. Eu v-am zis problemele cu Ion, dacă îi dăm o cameră bună la noi în casă, ce se întâmplă? Și așa că e și Ionica fericit și noi că avem unde să-l punem și tot totul bine. Deci, sincer,
chiar mă gândesc că varianta asta e cea mai bună. Asta tot ziua. Dar nu să nu dea nouă, adică la modul... Păi nu pentru Ion, lui dacă să dea. Pleacă Ion la altul, îl trimitem cu tocul rulator unde s-ar duce. Adică să aibă și Ion pe viață, pe viață, rulota lui. Dacă el se hotărăște, bă, de mâine eu plec la Galați. Sau la Bucătarul, sau la Cutărescu. Își ia rulota cu el și pleacă, să aibă și el o casă a lui. A lui, cum ar veni. Deci asta zic, Mariane, dacă tot ai făcut o faptă bună, fă-o până la capăt, să aibă și Ionica o casă pe viață, această rulotă. Deci chiar vorbesc foarte serios, prieteni. Și nu vorbesc la mișto sau în nume de rău. Eu chiar mă gândesc la Ionica și vreau să fie bine, să aibă și el casa lui. Că mereu a spus Ionica că n-are casă, că nu știu ce, că nu știu cum. Acum că te-a supărat, că nu te-a supărat, la urma urmei i-ai făcut un bine lui Ionica. Și l-a ajutat, doar că n-a vrut să mai stea acolo. Probabil cine știe de ce n-a vrut. Probabil că era nevoit să bea pe ascuns, pentru că acolo unde a lucrat nu putea să bea, vă dați seama? Erau multe chestii, vă dați seama, care se simțea presat și ascuns. N-am rezistat. În un fel de pentru Ion a fost un fel ca și cum ar fi la pușcărie acolo. Sau la dezalcoolizare. Nu era în apele lui. De asta a fugit de acolo și a venit la noi. Pentru că la noi e liber, face ce vrea, bea când vrea. Și noi l-am învățat de multe ori. L-am ajutat și noi mereu. Nu are să mai intru în detalii, pentru că unii sunt setați așa și o țin într-una. N-a zis nimeni că n-a făcut Maria multe pentru el, a făcut chiar mult. Dar cheltuiești și el destui bani cu Maria, cu Mariane, mai bine făcea un bine la un om de pe stradă, dădeai ture prin Severin pe acolo pe la piață și găseai un amărât și cumpărai haine și îl duceai la spital și îl făceai om. Că pe Ionică tu n-ai cum să-l faci Ion. Om, auzi, n-ai cum să-l faci Ion. N-ai cum să-l faci om, crede-mă. Pe Ion nu poți să-l faci Ion. N-ai ce să faci, mai bine, nu știu. Dacă chiar vrei să faci fapte de astea bune, uite și eu m-am gândit pe viitor, o să fac și eu la fel. Cumpără haine, mâncare, du la un de ăsta, la un, cum se cheamă, de copii. La un centru de ăsta de copii, la un orfelinat, niște jucării, e mai mare bucuria la copiii ăia decât să ajutăm pe Ionică sau oameni ca Ionică. Pentru că n-ai ce să le faci. Credeți că noi suntem singuri care am încercat să-l ajutăm pe Ionică sau pe alții ca el? Nu, ca și Ilie, la noi. Îi spune, băi Ilie, sunt atâtea mâncare, atât ți-a poși, du-o acasă, că la urmă urmei, Doamne ferește, nu știu, să nu mi-e luat să nume de rău că zic, dar n-ai ce mânca, du-o acasă la copii, la astea, că nu e rușine. Și mai ales că lucrează la noi și avem atâta mâncare și astea, și ce facem cu ea? Și a văzut cum o faci, cum o pregătim. Nu, domnule, nu iau, că mie mi-e rușine să duc mâncare acasă. Și dar dacă n-ai ce mânca, nu ți-e rușine. Păi nu, dar m-a supărat cu faza asta. Adică cum ar veni, eu când merg la restaurant și cum am mâncare prieteni și dacă rămâne o mâncare bună, majoritatea poate o iau la pachet, de ce să-mi fie rușine? Cum mănânc acasă, dacă îmi place, mi-a luat ceva și mi-a plăcut. Deci ei dacă ar merge la un restaurant și comandă ceva și nu mănâncă tot, ei n-ar lua mâncare la pachet, de rușine. Să înțelegeți. Deci asta e ideea. Deci acum nu știu, dacă vrea și Marian să trimită rulota pentru Ionica, ar fi bombă. În rest, nu știu ce... N-ai, Ionica e așa cum e, prieten. N-ai ce să faci, măi, sunt... Nu știu dacă mă înțelegeți voi sau nu ce vreau să spun. Sunt milioane de oameni în starea asta în care este Ion și mulți alții. Dau exemplu pe Ion. N-ai ce să le faci, vă dați seama că sunt oameni milionari care au încercat să ajute oameni de ăștia. Și nu e niciunul a ajuns om, nu poți să-l faci bine, dacă așa a fost lăsat de Dumnezeu, dacă așa a fost să fie, nu știu cum să spun. Dacă așa a fi sortit lui. Așa este, n-ai cum să-l iei să-l faci om, să nu mai bea, să fie nu știu cum, să devină ceva bun. Nu știu cum să mă exprim ca să mă înțeleagă toată lumea și să nu o luați în nume de rău. Nu știu. Ionica nu este decât să-l ții așa pe linia de plutire, să ai grijă să nu bea așa excesiv mereu. Să-ți obișnuiești că stă periodic. Să-l înveți așa, să-i ajute cu treaba, să-i dai și lui bani, haine, mâncare. Dar mai mult să vrei să faci tu din el om de calitate, nu se poate. N-ai cum. Nu știu. Ia de mine, să-ți iau și eu un interviu. Exclusiv, te rog. Da, prieteni, v-am explicat și pe canalul meu. Mulți m-ați interpretat greșit. V-am zis, cu Ion trebuie să te obișnuiești așa pe lângă tine. Dacă vrei să-l ții, să-l accepti așa cum este. Să fii conștient că niciodată nu se va lăsa de băutură.
nu poți să-l păzești non-stop ca pe un bebeluș să iei biberonul de la gură. Pentru că Ion, și dacă nu bea pe față lângă noi, tot iese pe poartă 10 minute alea care a scăpat pe poartă, 10 minute sau ce să bea. Așa că ține doar de el treaba asta. S-a încercat cu multe, cu pastile, am înțeles, Marian ne-a luat un tratament de la doctor, recomandat de doctor, cu care să îl facă să renunțe la acest obicei. Dar dacă el, după atâtea medicamente și după ce s-a dezintoxicat, practic, de alcoolul ăsta, a recăpătat din nou, cum a prins ocazia, același obicei, cu siguranță... Păi și la pușcărie n-a băut un an și ceva și când a venit, n-a reluat alcoolul. Exact. Deci nu depinde, trebuie să ai ambiție. M-au lăsat multe doamne comentarii și că ține de ei treaba asta. Mi-au zis că au avut rude, că au avut neamuri, că au avut prieteni care au fost în aceeași stare ca Ion, dar dacă ei în capul lor au tot băutura, poate să facă mama tratamentelor și mama... Sau fac o pauză și după aia de la capul. Exact. Noi acum, noi peste 2 luni, 3, 5, dar tot la același obicei revin. Așa că, v-am zis, noi doar că l-acceptăm așa cum este. De aceea, poate nouă nu ni se mai pare ceva ciudat, ne-am obișnuit cu modul lui de a fi. Dar pentru alți oameni, ar fi foarte greu să facă față, să locuiască cu Ion sau să-l aibă prin preajma lor. El este Ion Pileaua. Ca să știți. Acum ce să mai zic? Și cu treaba asta ce spune Alin, deci nu facem caterin, că nu facem la vrăjeală. Am văzut că a zis de rulota aia, că chiar n-are ce să facă cu ea, că au investit, că au băgat bani să cumpere, să facă. Noi nu o vrem pentru noi, repetăm, că cine știe ce mai interpretați? Și eu de lui Ion. Dacă Ion vrea să stea aici, lângă statuie, în centru, la Strehaia, să vină cu rulota și să-și o mute aici. Dacă vrea la altul, dacă vrea la el, să fie casa lui, dacă tot a dat banii pe un lucru și nu este folositor lui pentru altceva, vrea să facă un bine până la capăt, să o dea lui. Nu spunem noi că e obligat să o dea, dacă vrea. Hai mă, Ionică, mă. Să fie Ionică, da, mă, da, Ionică e. Noi îl ajutăm, v-am zis, în continuare cu ce putem. Cu mâncare, cu țigări, pentru care e și obiceiul ăsta, cu haine, cu strictul necesar al unui om. Că e mare lucru, ați văzut, să ai și un suc pe masă. Dacă n-ai 10 lei, nu ți-l cumperi. Dar depinde de el unde vrea să stea, unde vrea să-și continue viața. La noi are ușa deschisă, v-am zis, dacă vrea să stea cu noi, stă. Oricum suntem obișnuiți că el stă periodic. Are perioade care stă cu noi 2-3-5 luni, după se plictisește de noi, merge la altcineva, stă și la ăla cât stă, revine acasă și tot așa. Adică e pasager, mai pe scurt. Ăsta e el, trebuie să-l acceptăm așa cum este, că ne-am obișnuit cu el în formula asta. Nu o să putem niciodată, sunt sigură și convinsă că nu o să putem să-l schimbăm încât să aibă o viață normală până la capăt. Asta exclus. Maco. Cu duba. Da. Deci, Miha, ce părere ai? Da, asta a fost părerea mea. Adică... Uite, Dana. Bine tu! Ești în trafic! Da, mai ascult muzică, mă prim. Bravo, n-ai nicio grijă. E răcoare, frumos. Hai că ai mașină în spate. Da, că voi așteaptă și ei. Doamne. Ia uite, mă, Dana, de turi, auzi, răcoare, ascultă muzică, n-ai nicio grijă, mă, bravo, Dana. Ce să facă? Bravo, mă. N-ai ce să faci aici în oraș, într-adevăr, stai, îți faci treburile în curte, uita și eu până acum, apucat seara, e nou. Acum am terminat cu totul, după ce am făcut curat acolo, ați văzut în salonul patroanei și în bucătărie, pentru că soacra mea a zis că se ocupă ea de casa mare și să merg la patroana, să nu ne mai rămână încă o treabă în plus, așa, în același timp am terminat amândouă, ea în casa mare, eu în saloane și în bucătărie. Și după ne-am apucat puțin și, și prin curte, așa. Acum suntem gata, mi-am așezat și hainele, că v-am zis abia seara am apucat să-mi spăl tot ce am avut de făcut. Și gata, dai o tură de oraș. Orașul e mic aici, altceva n-ai de făcut decât să ieși la răcoare, să dai 2-3 ture cu mașina. Poate găsești așa cum am găsit-o noi pe Dana, pe mama lui Ofi, să schimbi 2-3 cuvinte și cam atât. Da, în rest... În rest chiar n-ai ce, n-ai o altă activitate să spui că
ai unde să mergi sau unde să te duci prin strehal. Lume. Doar prin zone de lume, prin strehal, lumea terase, chestii, mă rog. Dar nu ne mai are de prieten de așa ceva. Când mergem și noi odată... Ia uitați Ariciu! O, oh, Ariciu! Ne urmărești? Uitați cum suntem urmăriți de Dănuț. Uitați, uitați. A trecut telefonul pe lângă mine, un canson. De ce? Ia, ia uite altul. Bă, bă, i-am prins pe toți aici și pe papi. Mamă, acum l-am văzut. A, toți trădătorii ne-au încolțit. Bă, mă, ce e aici? Unul pe o parte, unul pe o parte. Ia uite, ne-au înconjurat. Am prins șopârlița. Șopârlița, băi. Ce faceți, mă? Ce reciclare faceți? A, cu sticle? Ai lăsat șopârlița. Bravo. Dănuț, tu? Nu mai scap. Te-am înconjurat, m-a sunat papi și mi-a zis ia-te după el și parează. Asta am făcut. Adică asta a fost cheie. Da. Cum a făcut lucrătă? Da, ce lucrătă i-am făcut? Am trimis în Anglia. Acolo rămâne. Cum acolo? Nu mai vine acasă. Nu, mai zis că nu mai vine. Păi s-a dus Simona după el. Nu Simona, altcineva. S-a dus un băiat. Bă, nu mai zice pe el. Gogolan, Gogolan s-a dus după el. Într-o relație cu el acum. Dănuț, ce faci? L-am urmărit. Bă, el ne urmărește, el investigează capul. Sunt cu ochii pe voi. Ai grijă, Kelly, aveți impresia că voi urmăriți. Dar noi nu urmărim nimeni, mă te urmărește. El ne-a tras în capcan aici. Deci ne-a prins. Da, bă. Hai că vă las. Unde plecați? Ne plimbăm că e cald. Hai să mai iau o înghețată, vezi? Nu, mersi. Nu mai mutăm. Vezi cum ne întâlnim cu trădătorii, prieteni? I-am prins la înghesuială. Ai văzut? Mai ai văzut? Am fost trădați de tot orașul, vă vine să credeți. Dănuț pe o parte, papi pe o parte, cum ne numim? Deci eu am parcă de aici să luăm țigări. Și eu am fost pe Dănuț, mai bine. După aia... Îl zărim. Papi cu Marița, mă. Trădătorii, mă. Leșin. Hai că a fost tare. Da, prieteni, la urmă, oameni, nu mai, n-am nicio treabă nici cu papi, nici cu Marița, nici cu Dănuț. Noi vorbim cu toată lumea. Ce-a fost, adică a fost, adică v-am spus de la început. Nu o mai lungim cu prietenii de alea strânse, dar când ne vedem pe stradă, salut, salut, ce faci, că așa e frumos. Dar suntem normal. Din același oraș și am crescut aici împreună. La urmă, oameni, la un moment dat am fost, am mâncat toți la masă, ne-am ajutat unii pe ceilalți, și papi pe noi, și ăla, și ăla, și noi pe ei. Și așa e frumos. Să nu avem dușmănie cu nimeni, uite că ne ieșim pe stradă să ne salutăm. Nu normal, dar nu ne luăm la bătaie să ne înjurăm sau ne păruim prin oraș. Asta e. Să o prietenie doar care a început. Doar stăm la distanță. Dar o prietenie care a început frumos trebuie să termine întotdeauna tot frumos. Chiar dacă se termină prietenia și nu mai sunt mult așa de zis sau de făcut. Ce să faci? Asta este, prieten, cam atât încheiem aici. Ați văzut dușmanii cum ne-au înconjurat pe toate părțile, ne-au prins la cotitură. Și mai vine mai târziu, așteptăm să vedem, poate aduce Marian în rulota. Așa că, prieteni, vă pupăm, vă dorim o seară minunată și revenim. Pa, pa! Pa, pa!